Marcel Consulescu. Am știut întotdeauna despre mine că dansul este viața mea. Cel mai mare vis al meu este să ajung să lucrez pentru Cirque du Soleil. Am fost la un casting în Statele Unite, în statul Florida. Fratele meu locuiește în America, în Florida, și câteodată mă mai cheamă la el în vizită și plec mai în fiecare vară. Și m-am văzut într-un ziar anunț despre casting Cirque du Soleil pentru dansatori. Și am fost acolo două zile. Prima zi era clasică, două zi modern. Când am văzut doar cum erau îmbrăcați, deja credeam că nu prea am șanse să trec eu prin castingul ăsta. Nu s-a zis nimic absolut acolo, doar s-a filmat și atât. Vă mulțumim că ați venit la casting. Cred că erau alții mult mai buni decât mine de asta și n-am fost telefonat, contactat. Și vara asta o să încerc numai decât încă o dată. Limita imaginației eu văd până la Cirque du Soleil. Ceva mai bun ca Cirque du Soleil n-am văzut nicăieri. Prin România dansează, sper să prind mai multă încredere în mine și când o să mă duc data viitoare la Cirque du Soleil, o să am altă atitudine și cred că o să trec. Nu mă tem de niciun duel. Între noi dansatorii de breakdance suntem b-boys și un duel asta înseamnă respect, în primul rând. Mie place ce am pregătit, însă vreau să văd aceeași reacție și a publicului ca în audiții și mai ales lui Cerebel, fiindcă părerea lui e sfântă pentru mine. Marcel Consulescu.